Pustietate. Pustietatea mea care ar trebui să-mi răspundă. Ecoul! A? Iona! Să nu te apropii de locul ăsta, că-mi sperii norocul! L-ai și speriat! Mi se pare mie, sau e târziu, cum a trecut timpul. Începe să fie târziu în mine. Uite, s-a făcut întuneric în mâna dreaptă și în salcâmul din fața casei. Trebuie să sting o ploapă toate lucrurile care au mai rămas aprinse. Cuierul, papucii de lângă pat, tablourile. Restul agoniselii, tot ce se vede în jur, până dincolo de stele. N-are niciun rost să o iau. Putea să pună și el o strecurătoare, un grătar ceva, că ar trebui pus un grătar la intrarea în orice suflet, să nu se pace nimeni în el cu cuțitul. Dacă aș avea mișloace, n-aș face nimic altceva decât o bancă de lemn în mijlocul mării. Construcție grandioasă din stejar geluit, să respire pe ea în timpul furtunii pescărușii mai lași. E destul de isovitor să tot împingi din spate valul, dându-i oarecare nebunie. Vântul, el mai degrabă s-ar putea așeza acolo din când în când și să zic așa, gândindu-se la mine, n-a făcut nimic bun în viața lui decât această bancă de lemn punându-i jur împrejur marea. M-am gândit bine. Lucrul acesta l-aș face cu dragă inimă. Ar fi ca un lăcaș de stat cu capul în mâini, în mijlocul sufletului. Povești? Ce povești? Nu vezi cum se învălmășesc toate? Sunt copii care vorbesc în burta mamei. Da, copiii nenăscuți vorbesc între ei, mai ales gemenii. Femeile însărcinate se adună mai mult că la un loc așa. Mai stau copii de taină. Pun viitorul la cale. Dacă într-adevăr sunt shaman. A? Cine? E aici, numai că nu-l văd eu. Acum aveți de mult, trebuia să-mi fi pus ochelari. Neglijez azi, neglijez mâine. Ajuns să nu-ți mai vezi fratele, shamanul. Dacă aș avea o sticlă goală, aș scrie un bilet, l-aș băga înăuntru și l-aș lăsa pe mare. Mamă! Aș scrie. Mi s-a întâmplat o mare nenorocire. Mai naștem o dată. Prima viață nu prea mi-a ieșit ea. Cui nu-i se întâmplă să nu poată trăi după pofta inimii? Dar poate a doua oară, și dacă nici a doua oară, poate a treia oară, și dacă nici a treia oară, poate a patra oară, poate a zecea oară. Tu nu te speria, mamă, numai dintre atâta și naște-mă mereu. Ne scapă mereu de ceva în viață, de aceea trebuie să ne naștem mereu. Un sfert din viață ne-l pierdem făcând legături. Tot felul de legături, între idei și fluturi, între lucruri și praf. Totul curge așa de repede și noi facem legături între subiect și predicat. Trebuie să dăm drumul vieții așa cum ne vine, exact. Să nu mai facem tot felul de legături care nu țin. Uite, de când spun cuvinte părășiri, am început să-mi recuperez ani frumoși din viață. Aici e cel mai bine! Ar trebui să fiu fericit, chiar sunt. Nu? Mai târziu? Așa e, poate mai târziu. Că fericirea nu vine niciodată când trebuie. Ce pustie! Aș vrea să treacă Dumnezeu pe aici. Mi-am adus aminte, eu sunt Iona. Și acum dacă stau să mă gândesc bine, tot eu am avut dreptate. Am pornit-o bine, dar drumul, el a greșit-o. Trebuia să o ia în partea cealaltă. Iona! E invers. Totul e invers. Dar nu mă las. Plec. Din nou, de data asta, te iau cu mine. Ce contează dacă ai sau nu noroc?
E greu să fii singur